Mândruță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Curcubeul. Într-o zi înnorată de vară, Buburuză, fetița Mămăruță și Bobiță, băiatul Melc, stăteau mohorâți sub o frunză. Dintr-o dată a apărut soarele, iar cerul era albastru din nou. Dar ploaia de vară nu se opri. În scurt timp a apărut pe cer un curcubeu frumos. Oh, ce minunat e! Au strigat ei. Bobiță s-a decis să urce pe curcubeu ca apoi să coboare lunecând. Prima încercare nu i-a reușit. Poate trebuie să încerc din partea cealaltă, a spus Bobiță. Bobiță, crede-mă, nu te poți urca pe curcubeu, încercă Buburuză să-l convingă pe băiatul înfocat. Dar Bobiță își făcu un plan nou. Am să folosesc o scară. Vai, Bobiță, nu se va termina bine, se îngrijoră Buburuză. Buburuză a avut dreptate. Bobiță deveni tot mai bosunflat. Buburuză începu să-l roage. Haide, mai bine să ne jucăm altceva. Dar Bobiță nu se dădea bătut. Fii atentă, Buburuză, de aici sigur am să reușesc să sar pe curcubeu. Dar nici planul ăsta nu-i reuși. Buburuză fugi la Bobiță disperată. Ești bine? Îl întrebă. N-am pățit nimic, mormăi Bobiță. Bobiță se întristă atât de mult încât Buburuză de-abia reușea să-l consoleze. Uite, ți-am adunat flori! Încercă să-i facă pe plac, dar nimic nu-l înveselea pe Bobiță. Între timp, ploaia s-a oprit, iar curcubeul a dispărut. Mergeau acasă ținându-se de mână. Buburuză îl consola pe Bobiță. Nu mai fi trist, păi mâine e ziua ta de naștere, vei împlini 3 ani și vei primi multe cadouri. Ajungând acasă, lui Buburuză îi veni o idee. Am să-i construiesc lui Bobiță un tobogan în culorile curcubeului. Atunci visul lui va deveni realitate, va putea aluneca pe curcubeu. La construirea toboganului au ajutat Baltazar Albina și Fulgușor fetița Fluturaș. Buburuză, Baltazar și Fulgușor au vopsit toboganul în culorile curcubeului. Au împachetat toboganul în hârtie galbenă și l-au legat cu o panglică albastră. Cei trei prieteni i-au făcut un tort lui Bobiță. Apoi Baltazar și Fulgușor l-au dus la Bobiță, la casa lui Buburuză, unde totul era pregătit pentru petrecere. Să-i arătăm cadoul, a strigat Baltazar. Buburuză i-a dat tortul lui Bobiță. Un curcubeu adevărat! E un tobogan curcubeu! Pot să încerc toboganul? Sigur, i-a răspuns Buburuză. Lui Bobiță i-a plăcut mult toboganul curcubeu, alunecat din nou și din nou pe el. Fulgușor și Baltazar au început să danseze de fericire. Minunat! I-a spus Bobiță într-un târziu lui Buburuză, fetița Mămăruță. E un cadou minunat! Mulțumesc! În ziua aceea au venit mulți să-l felicite pe Bobiță. A venit Săltăreața, fetița Lăcustă, apoi Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița Libelulă, chiar și Vendel, băiatul Rădașcă. Băiatul Melc a permis tuturor să încerce noul lui tobogan. Bobiță și Buburuză împreună cu prietenii lor s-au dat pe tobogan până seara târziu. În ziua aceea, Bobiță s-a culcat deosebit de bine dispus. Ce frumoasă zi de naștere am avut! A suspinat el fericit.
Bobița și Buburuza prieteni sunt de când se știu. Ziua lui Șoma Ariciul. Într-o dimineață de vară, Bobiță, Buburuză și ceilalți locuitori ai pădurii se jucau împreună. Rând pe rând se dădeau pe leagănul din frunză de fag. Cred că e tare bine, ce păcat că pe mine nu mă ține, a suspinat trist Șoma Ariciul. Ceilalți se uitară nedumeriți unul la altul. Șoma va împlini 10 ani săptămâna viitoare, a spus Buburuză. Așa este, va avea 10 ani, a spus Bobiță. Oare ce l-ar bucura mai mult? Știu eu ce l-ar bucura, a spus Baltazar și a sărit în sus. S-ar bucura de un leagăn. E o idee foarte bună, să construim un leagăn uriaș pentru Șoma. Micii prieteni s-au apucat de lucru imediat. Au adus un ferăstrău, ciocan, cuie, șuruburi și au căutat crengi solide. Trunchiul de copac în formă de navă a fost legat cu sfoară rezistentă de crengile groase. Când leagănul a fost gata, au plecat la casa lui Baltazar și au început să facă un tort. Au spart ouă, au frământat un aluat, au fiert budincă. Telul lucra, lingura de lemn amesteca. Casa lui Baltazar s-a umplut de arome plăcute. A ornat cele 5 etaje cu vișine, stafide și nuci. Să punem și lumânările, a spus Fulgușor. Da, 10 lumânări, a adăugat Buburuză. Acum să scriem o scrisoare pentru Șoma, a spus Bobiță și s-a apucat de scris. Dragă Șoma, vino în fața casei lui Baltazar la ora mesei, te așteptăm. Du asta la Arici, l-a rugat Bobiță. Dar să nu-i spui nimic de tort și nici de leagăn, l-a atenționat Buburuză. Baltazar și Wendel au pus tortul pe o măsuță rotundă și l-au dus afară în fața casei. Acolo se jucau vesele niște furnici mititele. Furnica cea mai mică s-a lovit de măsuță. Ai răsturnat masa, ai stricat tortul, se văită Baltazar. Vai, tortul, ce facem acum? Plângea și Buburuză. Șoma Ariciul vine imediat și nu va avea tort de ziua lui, plângea și Bobiță. Furnicuțelor le-a fost rușine. Deodată una a spus: să culegem fructe, să facem din ele o grămadă mare și va fi aproape ca un tort, nu? Asta e o idee bună, a spus Wendel. Lui Șoma oricum îi plac mai mult fructele decât tortul. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Wendel și furnicuțele au început să culeagă fructe. Au ajutat și Dima, gândacul cartofului, Fulgușor, fetița libelulă, și Lili, fetița gâză. Curând s-a format o grămadă mare și frumoasă. Wendel a înfipt în vârful grămezii 10 lumânări și în clipa aceasta a sosit Gombi cu Șoma Ariciul. La mulți ani, Șoma Ariciul! Au strigat cu toții. Ce de fructe, preferatele mele! Vă mulțumesc frumos, a spus Ariciul. Să-ți arătăm ceva, a spus Buburuză și l-a condus pe Șoma la leagăn. Ariciul a rămas cu gura căscată de uimire. Vai, ce leagăn mare și frumos! Pot să mă așez? A întrebat fericit. Da, pentru tine l-am construit, a spus Bobiță. Ura! Pot și eu să mă dau în leagăn! Vă mulțumesc mult, a spus Ariciul. Când a venit seara, s-au adunat în jurul fructelor și au început să mănânce. Au mâncat aproape tot mormanul de fructe. Merele și perele rămase au fost puse pe acele Ariciului, iar el le-a dus acasă în căsuța lui cu acoperiș de mușchi. A adormit foarte fericit și s-a gândit că mâine se va legăna din nou cu prietenii săi. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pălăria ciupercii. Bobiță, Buburuză, Baltazar, Fulgușor, Wendel și Biluță se plimbau prin pădure într-o zi de toamnă. Brusc s-a auzit un plâns.
Se aude din spatele tufișului, șopti Bobiță îngrijorat. O ciupercă mică plângea în spatele tufișului, îi lipsea pălăria de pe cap. Cine ți-a luat pălăria? O întrebă timidă Buburuză. Nu știu, când m-am trezit nu mai era pe cap. Se smiorgăi ciuperca. Nu-ți face griji, te vom ajuta noi, îți căutăm altă pălărie, spuse Bobiță. Cu toții au dat o fugă până acasă și în scurt timp fiecare s-a întors cu câte ceva de pus pe cap. Ți-am adus pălării noi, i-au zis prietenii. Au probat pe rând pălăriile pe capul ciupercii. Mai întâi Buburuză i-a pus pe cap căciula ei pestriță, însă nu-i venea deloc bine. Apoi Fulgușor i-a oferit pălăria ei de vrăjitoare. Nu vreau să fiu vrăjitoare, spuse ciuperca furioasă. Apoi Biluță a scos șapca cu cozoroc, dar ciupercii îi era mică. A venit rândul lui Bobiță. Am adus chiar două pălării. Aceasta e pălăria mea de grădinar și ți-am adus și șapca mea de drăgușor. Pălăria de grădinar arăta hazliu pe capul ciupercii, dar ea nu s-a bucurat deloc. Nu-mi place, a constatat ea. Șapca de drăgușor a înfuriat-o rău. Nu, nu sunt drăgușor, se necăji ea și se înroși la față. Dar ciuperca a devenit cu adevărat morocănoasă atunci când Baltazar a scos oala pe care omul de zăpadă o purtase azi iarnă pe cap. Dar aceasta e o oală, nu port o oală pe cap, a strigat ciuperca. Nu e o oală oarecare, a fost pălăria omului nostru de zăpadă, a ripostat Baltazar. Într-un final, i-a venit rândul lui Wendel, băiatul rădașcă. I-a adus ciupercii un joben. Nici nu e rău, a mormăit ciuperca. Dar vă rog, căutați pălăria mea, pe ea aș dori să o port. Au început să caute pălăria pestrița a ciupercii. Chiar atunci zburau pe acolo cei trei pui de canar. Noi știm unde e pălăria ciupercii, trei paraziți ai lemnului o foloseau drept barcă, i-am văzut, au ciripit ei. Veniți să mergem la pârâu, a strigat Buburuză. Paraziții lemnului se plimbau cântând cu barca, adică pălăria ciupercii. Dați-i înapoi ciupercii pălăria, le-a strigat Bobiță furios. Le-am promis prietenilor noștri purici că îi vom vizita. Avem nevoie de o barcă. Dar asta e o pălărie, nu o barcă. O vrem înapoi, e pălăria ciupercii, le-a răspuns Bobiță gata de luptă. Într-un final, paraziții lemnului i-au dat înapoi de voie de nevoie pălăria. Cum vom ajunge noi la purici? Se întrebau ei triști. Vă ducem noi și noi ne îndreptăm spre mica insulă, au ciripit cei trei canari. Ura! Vom zbura pe spinarea unor păsări, au zis paraziții lemnului. Dar mai întâi să-i ducem ciupercii pălăria, a spus Buburuză hotărâtă. Adică barca, au chicotit cei trei paraziți ai lemnului. Dar Bobiță se uita la ei atât de străpungător încât au încetat să mai râdă. Vă mulțumesc, le-a spus ciuperca fericită zâmbind cu satisfacție. Îmi vine de minune! Paraziții lemnului s-au suit pe spinarea celor trei păsărele. Drum bun, a strigat după ei ciuperca. Drum bun, le-au urat în cor Bobiță, Buburuză și ceilalți. Cu toții și-au luat rămas bun de la ciupercă și-au pornit înspre casă.